Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat procesul de reorganizare a Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția din municipiul Bălți. Scopul este modernizarea sistemului de cercetare în agricultură. Avem ca scop să scoatem în evidență rezultatele științifice ale cercetătorilor noștri, fiindcă ne dorim ca Republica Moldova să devină pe plan regional producător de material semincer. Domeniul are un potențial sporit de competitivitate și orientare la export, în special dacă ne vom axa pe soiurile rezistente la secetă. Aceste eforturi sunt necesare, inclusiv pentru integrarea măsurilor privind schimbările climatice. De asemenea, reorganizarea institutului va crea premise pentru a fortifica și adapta activitățile de cercetare la necesitățile și realitățile pieței.